Cârmășan și Dan Hâlciug. Sister. Bine v-am găsit, bine v-am găsit, bine v-am găsit, prieteni. Bine v-am găsit, doamnă. Bună ziua, domnule. Iar rivalizăm astăzi. Păi tu ce înălțime ai? Că niciodată nu te-am întrebat. Sunt modest, dacă aș fi fost arogant, aș fi spus 2 metri, dar fiind modest, 1,99. Vă mulțumesc. Deci să știți că nu eu sunt anormală, ci el este anormal de înalt. Pentru că toată lumea zice, voi, dar cât de mică e aia, frate? Adică încape în buzunarul lui Hâlciug. Da. Nu, de fapt, el, la el e problema. La mine e problema. Întotdeauna bărbatul e de vină, să știi. El e de vină. Azi avem o temă destul de dificilă. Nu știu cum o să te descurci. Ca de obicei mă descurc bine. Nu știu, pentru că tu n-ai trecut prin așa ceva. Eu sunt expertă. Prin? Păi, hai, spune tu. Prin divorț. Da. Tema de astăzi este divorțul. Nu avem divorțați? Neapărat divorțul. Nu. Nu sau greșești. Viața după divorț. Există viață după divorț, pentru că în cazul unora, viața se cam termină acolo, da? Mai ales în cazul celor care nu și-au dorit să divorțeze. În cazul altora, și pentru ei e o tragedie. Sunt unii care și-au dorit și atunci divorțul e un nou început. Da, da, gândește-te că sunt alții care privesc cu bucurie divorțul. Yes, sunt liber, mă duc la mare, mă duc afară din țară, mă duc în vacanțe, nu mai murlă nimeni acasă, nu mai am parte de scandaluri. Sunt liber! Liber! Dom'le, deci eu... există viață după divorț. Da, există viață după divorț, dar să știi că nu e întotdeauna așa, pentru că, uite, eu am trecut prin două, adică sunt expertă. Sigur că treci mai departe, există viață, aparent este o viață lipsită de griji, e un nou început, dar rămâne acolo în interior ceva, adică nu mai ești același. Este o furtună prin care treci, chiar dacă s-au risipit norii și a venit soarele, tot mai rămân niște reminiscențe și în momentul în care faci un nou pas, întotdeauna te gândești, băi, dar dacă nici acum nu o să fie bine, dacă o să, adică se nasc comparații, nu știu, nu e ușor. Măi, să spun, deci, ușor. Când treci prin divorț, e ca și cum te-ar lovi un trunk, un ăsta, un camion, înțelegi? A doua oară, așa, când treci strada, te uiți foarte atent, adică, înțelegi ce spun, știi? Deci cei care spun, domnule, a, ce bine, am divorțat, a, parcă nici n-a fost, nu e adevărat. Sunt mulți care bravează, să știi. Mulți bravează, dar, de fapt, în fiecare divorțul ce e? Un eșec până la urmă. Că e datorat unuia, altuia, amândurora, indiferent cum. Nu este adevărat. Nu, e un eșec. Adică tu ai pornit pe un drum și n-ai reușit să alegi bine, să după aceea să te porți cum trebuie sau să armonizezi cu celălalt. Nu sunt de acord cu tine. Divorțul nu este un semn al neînțelegerii. Divorțul este un semn că în sfârșit cei doi se înțeleg. Avem doi comoderatori care se înțeleg excelent cu noi, sunt frumoși, tineri, lasă-te, rog frumos, să vorbească tineretul. Da, hai. Mă las pe mâna Ralucă-i, de exemplu, cercetașa. Uimește-ne și astăzi. Da, ia să vedeți ce am găsit eu. Așa. Și este cazul unei doamne de 33 de ani care a divorțat, dar nu a divorțat oricum. A divorțat după ce s-a căsătorit cu ea însăși. Poftim? Da. Adică s-a plăcut pe ea atât de mult încât a hotărât că este... Nu, eu cred că Raluca are abonament la ea. Unde găsești, mămicule? Că nu... Îi caut, știi cum? Nu cauți, găsești. Și cum s-a căsătorit cu ea însăși? Adică... Ei, s-a căsătorit cu mare fast. Doar că zis că este... N-a avut traume sau ceva din partea bărbaților. Doar s-a considerat specială. Așa. Și a hotărât să facă acest pas, dar cu fast, cu rochie de mireasă, absolut superbă. Ea este model, doar că... Și Mirele? Mirele nu a declarat nimic. N-a venit, a avut treabă, am înțeles. Probabil dublă personalitate, nu știu. Deci măcar se știe că va fi fericită, pentru că se va înțelege bine cu ea însăși, nu? Pentru că după 90 de zile și-a dat seama că totuși există o persoană specială și a divorțat. De ea însăși. După 90 de zile? După 90 de zile, punct. Atât i-a trebuit? Adică după 5 minute îți dai seama că e ceva în regulă, nu? Probabil că părerea ei... Hai să revenim la normalitate, că deja pe mine m-a luat așa. Nu, sunt de normalitate, că nu mi-am dorit căsătoria ca să pot să divorțez. Deci îți dai seama. Deci nu sunt normal nici eu la vârsta mea. Trebuia să fiu de mult. Al doilea divorț. Da, eu sunt aici logat pe Rivalii cu Marina Almășan și Dan Hâlciug. Și mi-am început foarte bine sâmbăta, să știți. E fanul nostru, să știi.
Am parcurs un interviu extrem de interesant cu o femeie minunată, cel puțin una dintre invitatele noastre de astăzi. Și nu o să-i spun numele, pentru că vreau să fie așa o surpriză, așa, așa, dar este o minunată pe care îi rog pe telespectator chiar să intre pe pagina noastră de Facebook să descopere cât de minunată este, alături de celelalte invitate la fel de minunate, pe care le vor gusta aici în platoul emisiunii. Da, am un mesaj minunat. Așa. M-am uitat aici la tânărul din dreapta mea, dar nu cred că e vorba despre el, pentru că este... Am citit că veți discuta despre viața de după divorț. Eu sunt divorțată de 15 ani, așa, sunt o tânără pensionară și caut să-mi refac viața. Nu știu cum să vă spun, dar am cam pus ochii pe domnul acela cu mustață din public și mă uitam, nu e el, stai liniștită, e un domn cu mustață care tot vorbește la dumneavoastră în emisiune. Oare este disponibil? Cu cioc sau cu mustață? Că n-am decât zis cu mustață, are și mustață și cioc. Da. Și eu am și mustață. Domnul mustața, cred că v-a pus cineva gând rău. Raluca, te rog, dai microfonul. Da? Și ce zice? Că a că ar fi foarte interesată, de o relație cu dumneavoastră. Ar fi interesată? Da. Sunteți însurat? Te rog să o întreb dacă vrea cu barbă sau cu mustață, pentru că eu sunt racordat cu barba și cu mustața pentru altceva. Acum o să-i trimit totul mesaj să nu fiți racordat cu o altă femeie. Că Doamne ferește, nu ar fi singur. Normal, pentru că eu sunt bărbat, nu sunt bărbat la bărbat. Deci sunteți căsătorit? Ce să-i spunem doamnei, da. Nu sunt divorțat. A, deci, păi bine. Deci, doamna, bagă-i răspuns acolo de răspunsul chiar acum. Eu zic că avem nevoie ca și de azi. Fiecare dată și astăzi. Obligatoriu. Și anul viitor și peste 10 ani, cu toții avem nevoie de psiholog, doamnă și domnule, în aplauzele dumneavoastră, Matei Stănculescu, doctorul de inimi și de spirite și de suflete și de neuroni și de ce vreți dumneavoastră. Măi, tu trebuie să-ți faci o intrare sobră. De inimi, să-ți faci o intrare sobră, pentru că tu trebuie să fii eminența cenușie care... Nu e divorțată, aia intra peste. Nu, doamne ferește. Nu, atâta doar vreau să te întreb. Vin la tine divorțați pe capete, nu? Vin înainte de a divorța sau vin după? Vin înainte ca să nu divorțeze, după ce vin la mine divorțează. Așa. Și după aia, practic, se întorc ca să-și lingă rănile de după divorț. Îi aduci pe linia de plutire din nou, da? Exact, exact. Bine. Te rog, Matei, să intri în cabinetul tău. Mă îmi place meseria asta de psiholog, să știi, foarte bănoasă. Am înțeles că e bănoasă, da. Foarte, foarte bănoasă. Da, da. Ce invitați avem azi? De data asta o să aducem familia, cuplul model pe care vrem să-l prezentăm telespectatorilor noștri. Îl vom aduce aici pe canapea. Întrucât împart nu numai dragostea, ci împart și zona muzicală. I-au adus alături și iubirea și Cupidon, dar și muzica lăutărească. Sunt două stele ale muzicii lăutărești din România. Sunt frumoși, se iubesc, au 20 de ani împreună și au și un fecioraș de toată frumusețea. Și invit alături de noi pe Diana Matei și Marian Cleante. Cleante family. Ce cuplu frumos, da. Bine v-am găsit, dragii noștri. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Cleante family noi suntem. Cleante family. Să le spun acolo, da? Este acolo loc, în loja noastră, direct în cabinetul psihologului. Că nu se știe niciodată, cu toții avem nevoie la un moment dat. Evident, în fiecare zi, în fiecare oră. Eu îmi fac onoarea să o prezint pe... o super interpretă de jazz, o profesoară de canto, o doamnă extraordinar de frumoasă, un suflet foarte bun, membru în jurii muzicale de specialitate. Este strălucitoare, excelent, și la este strălucitoare, dar are o fervoare, o efervescență unică. Ozana Baravancea! Ladies and gentlemen, the lady Baravancea, one and only! Hristos a înviat, bună ziua, mulțumesc de invitație! Bine ai venit! Strălucitoare ca de obicei. Zana, te rugăm acolo pe scaunul roșu oficial. Așa să fii. Acum hai să te impresionezi eu. Te rog. Pentru că între noi este o luptă care are invitatul mai tare. A mea aleargă de n-o poți prinde. Aoleu. Este cea mai bună de pe Mapamond, da? Chiar dacă acum probabil că nu mai aleargă cu același suflu ca în 2008 când a luat, atenție, aurul, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing. Este una dintre cele mai strălucitoare maratoniste ale lumii, Constantina Diță. Welcome, mulțumim foarte mult că ați venit. Uite, măi, cu fețica asta de om este fenomenală. Bine venit. Welcome from America. Acum te văd. Da.
Eu trebuie să prezint următorul invitat. Nu o să spun că e prieten, nu o să spun deși mi-e prieten, nu o să spun că îl știm de o viață, că îl știți de o viață. Este, cum să vă zic, un talisman al muzicii românești, bine încrustat în industria muzicală și în industria marilor voci și este o voce pe care eu personal o iubesc foarte tare. Doamnelor și domnilor, Tavi Colen, the one and only, the voice, the voice himself, the man with the voice. Mă, nu scap de cuvântul talisman, orice ai face. Știi că tu ai trecut practic prin două divorțuri. Ai divorțat odată de Alin Oprea și odată de nevastă. Nu. Asta se răsuflă, că îl prindem mai încolo. A rămas un scaun disponibil. Așa. Da? Este verde? Scaunul, nu invitatul care va veni, este verde și va fi ocupat de unul din invitații aproape permanenți a emisiunii noastre. Ni s-a lipit deja pe suflet, precum marca, pe scrisoare. Așa. Și îl invităm aici, pe strălucitul avocat Adrian Cuculis. Doamnelor și domnilor! Bună ziua! Bine venit! Și să vă revăd, de fapt, vă salut! O bucurie și pentru noi! Cred că ați potrivit scaunul la culoare cu sacoul meu. Da, am zis să vă confundați cu scaunul, să pară un scaun fără spătar. Mulțumesc! Bun. Ei, acum, ca de obicei, mai întâi vrem să schimbăm câteva cuvinte cu acești minunați membri ai familiei Cleante. 20 de ani, da? Aproape 21. Ne-am certat puțin de ziua noastră, vă spun sincer. Ce înseamnă ziua noastră? Ziua noastră este o coincidență. Nu. 14 februarie. Nu are nimic de a face cu Valentine's Day. Pur și simplu noi atunci am devenit un cuplu. Și el zicea, nu că am împlinit 21, nu că am împlinit 20 și tot așa. Și am avut dreptate. Și a avut dreptate. Ceea ce e interesant, tu poate nu știi, dar uite, eu am mai citit așa literatură. Așa? Nu v-a fost prea ușor să vă împreunați pentru că ați avut niște voci prin jur care ziceau nu. Nu, ne-a fost foarte ușor, lor poate le-a fost greu. Așa, să accepte, lor le-a fost greu să accepte. Ce obiecții erau? Erau câteva. Fiecare, privind din perspectiva fiecăruia, cred că putem să-i înțelegem oarecum, dar pe noi nu prea ne-a interesat părerea celorlalți. Părinții, cum să nu intereseze părerea părinților? Eu aș vrea să spun el. Așa, ia zi, Marian. Tocmai de aceea am plecat. De ce n-ai fost tu, dragul meu, acceptat din prima de mama soacră? Momentul autocritic. Cred că era vorba de faptul că eu eram însurat, fusese însurat, aveam doi copii, cred că de aici a fost oarecum discuțiile, dar i-a trecut repede. Foarte repede și... m-a cunoscut pe mine... pe mine și a zis că este ok. Da. Și tu cu farmecul okay. tău știi unii. Da, este fermecător și să știți că mama, spun și eu Dumnezeu să o ierte pentru că am pierdut-o anul trecut, a zis, mama, e mai bun ca tine de 100 de ori. Da. Oh, ce replicătură! Da, pentru că el este foarte empatic și foarte mămos și avea atâta grijă de ea. Mă rog, el așa este crescut în spiritul ăsta al familiei și este foarte frumos și este foarte rar, vă spun cu toată sinceritatea, uitându-mă în jur. Am împrumutat și de la părinții noștri acest sentiment al familiei și al tradițiilor pe care trebuie să le păstrăm, care chiar dacă s-au diluat așa un piculeț în ultimul timp, noi cred că o să reușim să ținem de ele. Ținem de ele. 20 de ani înseamnă ceva. Da, 20 de ani. Există clișeul ăsta. Care e secretul? Știi când întâlnești niște prieteni care formează un club vechi? Ce secret? Ai vreun secret tu? Da. Spune-mi. Să știți că lui Costin nu-i se face rău când dispare așa brusc de aici. Secretul este că lucrați împreună și că mergeți împreună peste tot? Nu neapărat. Asta poate să fie un dezavantaj. Poate fi un dezavantaj. Nu știu, cred că este și divinitatea, este și faptul că noi pur și simplu... Fiecare dintre noi a fost omul potrivit la momentul potrivit, ne-am munit energiile pentru că, în esență, noi suntem doi oameni care vrem cam același lucru, chiar dacă suntem diferiți, dar ne completăm foarte chiar frumos. Chiar dacă ne certăm. Chiar dacă ne certăm. Chiar ajungem la discuții. facem așa, nu? Cine așa? Face pasul înapoi într-un conflict, într-o mică ceartă? Eu. Da? Diana. Întotdeauna. O femeie rară. Foarte rar, dar n-am mai... Da. Să vorbești și cu soția mea, te rog. Da, sigur că da, vorbesc cu... Aveți niște pacienți acolo pe canapea. Un punct pe care o să-l mai atingem probabil astăzi, importanța acestui pas înapoi. Este foarte, foarte important. Am învățat mai greu, dar mi-a ieșit. Doamne,
Doamne ajută. Da, da, da. Cine-i Doamne obiceiul? Știți ce se întâmplă? Este foarte bine să fie armonie în casă. Și dacă depinde de unul dintre noi acest lucru și dacă am învățat că trebuie să dau pasul ăsta înapoi, plus că el este un bărbat orgolios, trebuie să-i lași bărbatului locul în capul mesei și asta am învățat. Oh! Da, 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 da. Uite că noi am avut săptămâna trecută o temă legată de cine cântă în casele românilor, cocoșul sau găina. Noi cântăm împreună. Destul de puține femei au admis că bărbatului trebuie să-i fie lăsat locul în capul mesei. Dar să știi, Marina, dacă îmi dai voie, dacă bărbatul este fericit, femeia va fi foarte fericită. Mai ce înțeleaptă este această. Deci e invers cu happy life, happy wife. Da. Happy man, happy woman. Este foarte adevărată, zic Ala, și vă spun din toată inima, am câteva experiențe în sensul ăsta, vi le pot împărtăși. Asta super. Secretul fericirii. Nu o să intrăm acum în problematica divorțului tău și a felului în care a privit ea faptul că, uite, are în față un bărbat care a mai avut o altă femeie și a iubit-o și are și copii cu ea. Deci există viața după divorț. Da, da, deocamdată hai să terminăm la modul frumos această mică pastilă de început de emisiune. Dispăruse la un moment dat Costin, lumea s-a întrebat: eu fi rău băiatului? Nu, nu, el a pregătit ceva acolo. Nu se poate, nu se poate. Așa viață și da. După dulce la noi în emisiune și merită să primească cel mai dulce tort trimis de confetăria. Acesta este pentru mine? Așa, pentru voi care? Îl împărțim. Îl împărțim. Pentru cel din capul mesei. Stai, că mai am. Pentru noi cei de aici, nu? Tot pentru tine și soțul tău. Mulțumesc. Și asta ca să-mi fac bagajul. Florul este numai pentru tine, pentru că atunci când plecați să cântați, eu amțesc că tu ai cele mai multe bagaje. Și am și clar. Da. Am și excedent de bagaj, adică o să încadre. Mulțumim, mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim, deci, la Monța. Mi-mi face de Costin că tot timpul zici că e undeva la gară, că vine cu bagajul lui. Are și fiecare cu fișa postului. Da, da, da. Și o să vreau mai să... ies din, în timpul de emisiune, o să vedeți că mai am și alte surprize. Contăm pe asta. Ne-ați luat prin surprindere, serios. Vreau să mulțumesc și omului de afaceri Iulian Hornet, care ne ajută în fiecare ediție. Și hai să le oferim o dedicație muzicală, ce zici? Bineînțeles, avem o dedicație muzicală. Așa. Superbă, cântată, bineînțeles, de Tavi Colen. Dar știi parfum, cum se numește? Parfum de femeie, ca și numele filmului, nu? Cu Al Pacino, dacă... Da. Are legătură? Are legătură? Nu are legătură, are legătură cu parfum. Arando Marchez, care este producătorul acestei piese. Uh-huh. El n-a putut să ajungă, are o problemă de familie și îl salutăm pe această cale. Uh-huh. Trebuia să fie și el aici prezent, dar m-a trimis pe mine... Deci, tiplă. Cuplul, da, de nota 10, parfum dedicație. De femeie, dedicație specială pentru toate femeile. Și care, pentru cuplul nostru. Pentru toate femeile care iubesc. Oh, și care știu să așeze bărbatul în capul mesei. Da, hai, da, da. Mulțumim frumos, îl ascultăm pe Tavi Colen. Parfum de femeie, cu umerii goi, porți-n privire și-alte comori. Secundele noastre, de mii dulci, de mii seci, urmele grele, doar tu le știi. Nu se văd, doar tu știi să le ștergi, fiindcă timpul trece și doar ar fi mai ușor. Rămâi nemişcată și visează puțin la tot ce vrei, iar eu am să schimb toate dorințele în destin, fiindcă timpul trece și doar parcă n-ar fi, însă parfum.
îmi zâmbește doar mie. Știi că timpul trece de parcă n-ar fi, însă parfumul tău de femeie mie-mi rămâne scânteie. Bravo! Super piesă! Jean și Dan Hulciuc. Așadar, tema ediției, există sau nu viață după divorț? Există. Tu astăzi, nu știu, o să vorbești așa din părți. Nu, am o mie de argumente, dar să-i lăsăm și pe invitații noștri. Da, da, avem, tocmai asta e că astăzi am încercat să facem o colecție de invitați care să fie avut tangență cât de cât cu acest subiect. Și prima întrebare este chiar titlul emisiunii. Există viață după divorț? Cum v-ați reinventat după ce ați trecut acest hop? Ozana. Sunt eu prima, da? Da. Ca dovadă, după aproape 18 ani de la divorț, încă mai trăiesc, încă mai respir, încă strălucesc, încă mă reinventez. Important este că ai mei copii au o relație foarte frumoasă cu tatăl lor și ne vedem din când în când la concertele copiilor și ei se bucură foarte mult să ne vadă împreună. Trebuie să recunosc că începutul a fost foarte greu pentru mine. Ei, dar asta aici vreau să mergem, da, puțin. La început, a fost, perioada aia, a fost imediat greu, de după, da, divorț. Mă simțeam fata pusă la colț, știi, la clasă când ești aia arătată cu degetul. Vinovată pentru vinovată, da. M-am simțit vinovată și chiar mult timp am simțit vinovată. Vorbeam și cu Diana mai devreme că la un moment dat m-am simțit vinovată că n-am fost în stare să păstrez această căsnicie. Mai ales că și el era pianist, era muzician și făceam lucruri minunate împreună. Cred că orgoliu strică. Pe vremuri lucrurile stricate se reparau, nu se aruncau la gunoi. Eu am, din păcate, în loc să repar, a trebuit să renunț la această relație. Dar sper ca ai mei copii să, mă rog, să fi învățat ceva din... E greu să-i crești singură, sincer. Adică eu nu fac, nu vreau să fiu victimă, să vă fie foarte clar. Eu mă simt o învingătoare. Nu, 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 tu spune adevărul. Chiar sunt o învingătoare, dar cred că m-a ținut pe linie de plutire și credința și faptul că am încercat să fiu din ce în ce mai bună din punct de vedere profesional, muzical și... Chiar și acum sunt la o școală. Deși am făcut conservatorul și 3 master în muzică, tot am intrat la doctorat și tot mă țin de treabă. Câți ani, adică, au trecut? De la divorț? Nu mai știu, 18. 18, da. Îndrăznesc o întrebare și sper să nu deranjeze. De ce ești singură? Asta a fost alegerea mea. Asta a fost alegerea mea pentru că... Legată viața... cumva de ce ai trecut? Da, da, și pentru că este foarte greu, având și o fată și un băiat, să aduci pe cineva în casă. Mai ales având o fată, mă gândeam că e un risc. N-am vrut să iau acest risc. Constantina, ai fost măritată cu cel care ți-a fost antrenor. Și deci ați avut o legătură puternică, nu numai acasă, ci și la antrenamente, la concursuri. La un moment dat s-a rupt. Nu știu, vrei să povestești de ce? Bine, dacă nu, nu ăsta este subiectul. Cum a fost imediat după? Da, noi am divorțat înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Oh. Bineînțeles, a fost antrenorul meu. Mi-a fost greu, bineînțeles, la început, dar asta nu înseamnă că ce m-am oprit acolo. Greu? Te simțeai cumva în ochii celorlalți vinovată? Nu, nu. La noi a fost orgoliu din partea fiecăruia și atunci am renunțat foarte repede unul la celălalt. Nu am avut prea multe certuri. Dar eu zic că există viață după divorț. Noi am avut o relație și avem o relație foarte frumoasă de prietenie. Vorbește foarte mult cu uite, băiatul. Uite, aici, scuză-mă, eu nu cred, sincer. Și te rog aici să intervii tu, că nu știu dacă o să mai atingem subiectul ăsta. Ideea asta de sunt prietenă cu fostul soț. Eu cred că eventual am o relație bună cu fostul soț, că avem copii împreună și vreunem. Dar chestia cu prietenă? Nu există așa ceva. Depinde cum te-ai despărțit, în ce condiții. Nu există așa ceva. Asta cu prietenia despărțire. Este... Dar despărțirile nu sunt violente tot timpul. Dar oamenii s-au iubit. Dacă s-au iubit... Da, și dacă s-au iubit, asta nu înseamnă că nu poți tu să fii prieten cu fostul tău partener de viață. Nu există așa ceva. Înseamnă că avem o părere diferită. Uite, despre noțiunea de prietenie. Uite, tatăl meu a fost prieten cu mama mea.
Prieten? Prieten, da. Deși au divorțat și eu am crescut cu tata. Îi spunea secrete ce face el cu prietena lui. Nu, dar prieten... Îi povestea cum înjurau ei la un șpriț. Da. Nu, mă, băieți, da, între ei. Au fost prieteni cât să se mențină un climat pozitiv în casă, în sensul ăsta. Dan, tu știi că eu, în general, ți-am cam ținut partea în emisiunile astea. A venit momentul, să nu țin partea. Adică nu există viață după divorț. Există viață după divorț. Nu, vorbim de prietenia cu fostul. Există viață după divorț. Poți să păstrezi o relație civilizată cu persoana respectivă, dar prieten în adevăratul sens al cuvântului, eu nu am întâlnit. Și da, ok, hai să zicem că poate mai există niște excepții, că întotdeauna există excepția aia care confirmă regula. Și dacă ar exista niște excepții, cu siguranță dacă ne-am duce acolo în amănunt, am înțelege că de fapt nu e prietenie. Nu-i povestești ce ai făcut o aseară la o bere cu prieteni. A, că te înțelegi bine și zici, vezi că am cumpărat copilului lapte, să iei și n-ai tu de la... Prieteni suficient de prieteni să fii cu partenerul tău? Mă, nu se lasă, că cât ai grijă de copii, este o relație funcțională între doi foști parteneri, aia nu este prietenie. Din punctul ăsta de vedere. Prieten este cel cu care îți doresc să pleci în vacanță împreună. Pleci cu fosta soție în vacanță, deci, hei, ce-ar fi să mai vrei? Da, să știi, mi-ai dat o idee. Cunoaștem cazul. Am auzit de astfel de situații. Asta zic, sunt excepțiile alea. Sper că Marian nu pleacă împreună cu fosta soție în vacanță. Nu, dar eu am auzit de astfel de situații. Nu, la noi nu e cazul. Nu știu dacă am avea o relație civilizată, dacă ar fi divorț. Dar trebuie pe el. Marian, ai plecat cu fosta soție într-o vacanță? Ce nu a fost de câteva ori? Ca prieten. Nu. Nu. De ce nu? Adică voi nu sunteți prieteni? Nu, am rămas cunoștințe, suntem părinții lui George și a Ștefaniei, dar nu suntem... Atât. Da. Ce a fost, a fost. Da. Deci, zine cum e. Și ați continuat să lucrați împreună, apropo? Da, bineînțeles. Iată, aici am continuat împreună. Că lucrează împreună. Păi bine. Și lucrăm împreună și... Și primul cadou pe care l-ai făcut după divorț a fost medalia de aur la Jocurile Olimpice la unde am mers împreună. Dar nu-i povestești cu noul tău prieten ce mai faceți, pe unde ați fost? De multe ori, da. Bine, chestii generale. Aveți copii împreună? Este Rafael în Statele Unite, ține legătura foarte des cu băiatul, eu cu fetița lui care o are acum, are 6 ani, Maria. Vorbim foarte des la telefon, chiar și ieri am vorbit cu fostul soț. De asta vă zic că noi avem o relație foarte frumoasă de prietenie. Căsătoriți-vă! Acum depinde ceva, cineva da Dumnezeu. Dar, deci nu e exclus. Nu dacă Dumnezeu va fi exclus să ne căsătorim în viitor sau nu. Este o excepție. Tu ești că la ei mai există iubire, asta, mai există asta e, exact. Apropiere, mai există... să zicem sentiment. Eu nu dau eu asta mi imaginez eu că ar putea să fie. Nu dau lecții, adică nu. Domnule Adrian Drăculiț. Ați văzut ce cu minte am stat, n-am spus văzut absolut nimic, am analizat și din stânga și din dreapta și din față. Eu vreau să vă spun așa. Există viață după divorț și nu că vă spun că știu eu că n-am divorțat. Și uitați-o să vă fac o mărturisire. Să știți că eu sunt ăla care dă un pas în spate. Apropo, e poziția antagonică față de vecinii de peste drum de aici. Aha. Și nu merge altfel. Ori este ea care dă un pas în spate, ori este el. Dacă nu dă niciun pas în spate, am și în stânga mea și în dreapta mea două cazuri care au ajuns la ce? La divorț. Și nu cred că e o rușine, o să mă contrazici, s-ar putea, nu? Nu? E bine, atunci. Ce, nu e o rușine să divorțezi? Nu, nu e o rușine să dai un pas în spate. Încă n-ai intrat pe rândul bărbaților adevărați. Da, mă rog, zic. Bun, ok, perfect. Da. Deci mai am timp. Bun, hai să vă spun o treabă cu viața după divorț. E viața după divorț și e chiar serioasă și nu e neapărat, de fapt nu cred că e vreodată o greșeală să divorțez, pentru că am un caz unde au divorțat de 5 ori. Asta-i sport deja. Același cuplu. Bahmuțeanu și Prigoană deja nu e patologie. Nu, sport. Nici nu m-am mi gândit, se pare că e patologie. Nu m-am gândit la Adriana când am făcut referirea asta. Dar există cazuri, cel puțin eu am unul, de 5 ori au divorțat. Prima și căsătorie. Acum sunt din nou căsătoriți, adică poate no, no, și așa. Nu. Finalul și dumneavoastră de fiecare dată le-ați fost avocați de și v-ați făcut bani dată frumoși pe spinarea. De fiecare dată au divorțat la mine, de fiecare dată s-au căsătorit în același loc. Deja oamenii de la starea civilă de acolo ziceau că e o glumă proastă. Era un abonament. Dar poate fi și vorba de patologie, dar poate fi vorba și despre... Subiectul, apropo, este foarte greu. Pentru că dintr-un divorț
nu e așa cum ne închipuim, că mergem la starea civilă, semnăm acolo două acte și ulterior ne vedem fiecare de viața lui. Stai puțin că ai copii și atunci lucrurile se complică atât de tare de nici nu ne putem închipui. Așa stai e. Puțin că poate avem nevoie să partajăm niște bunuri, că eu vreau să-mi iau nu știu ce casă, că nu putem să stăm amândoi. Stai că avem credite împreună, cred că proporția este de peste 50% din țara asta, la un moment dat s-au împrumutat sau au credite în desfășurare. Și este al naibii de dificil să te trezești că îl sunt pe soțul sau pe soția la finalul lunii, știi, plătește rata aia că dacă nu vine și mă execută. Deci divorțul în sine și viața după divorț este a naibii de complicat să ții subiectul ăsta și este foarte bine că avem tot felul de persoane care au trecut prin divorț, unii care n-au vrut să dea un pas înapoi, alții care au dat un pas înapoi, alții care nu s-au mai recăsătorit. Deci tot felul de situații care toate la un moment dat ajung să spună ceva, că suntem foarte, foarte diferiți, dar un lucru este cert, ca să poți să menții o relație, e nevoie de compromis și să știți că e foarte simplu să divorțați. E ultima problemă divorțul. Te-ai dus în 30 de zile la notar sau la ofițerul de stare civilă, te costă 500 de lei treaba asta. Dar ce se întâmplă după adică divorț? Dai bani ca să divorțezi? Da, și dai bani să te și căsătorești. Nu știu dacă asta e foarte important, că dai bani și să te căsătorești. Bun. O să revenim imediat la dumneavoastră cu un caz concret venit de la telespectatorii noștri pe care îl vom discuta împreună și vom da soluții cele care ne-a scris. Până una alta, ce zice tu să mulțumim noi sponsorilor? Te rog. Hai! Și o să încep eu ca de obicei mulțumind Farmaciei Inimii Catena. Este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism. Îți mulțumesc din inimă că mi-ai lăsat mie acest sponsor. Alira este vinul din inima Dobrogei pe care îl vom savura în fiecare ediție a emisiunii noastre. Adevărul vinul Alira Marina Neaș. Bineînțeles, bineînțeles, Dan. Numele pe care îl voi rosti eu acum a devenit deja un prieten al dumneavoastră, Affinity. În spatele lui găsim centre de îngrijire a persoanelor cu vârstnice, cu asistență socială și medicală specializată în 4 foste hoteluri de 4 stele. Foarte central aici în București. Mulțumim companiei Romva, cu experiență de 49 de ani în domeniul medicinei. Este producătorul suplimentelor alimentare de uz uman, imunoinstant, realizate din oul hiperimun și care conține imunoglobuline Y specifice împotriva infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice. Imunoglobuline. Așa. Gerocosen. Primăvara aceasta, ritualul nostru de frumusețe este asigurat de Gerocosen. Brand românesc cu 30 de ani de experiență în cosmetice, având formule inovatoare ce au la bază ingrediente naturale precum mierea de manuka bio, uleiul de argan bio, colagenul marin, cafeina, extractul de melc și complexe de vitamine. Și nu uita să mulțumesc. Nu, mulțumim în fiecare ediție Andreea Tincu, designerului Andreea Tincu, pentru cadoul pe care normal îl face Costin. O să-i impresioneze acum pe invitațiile noastre, o să le impresioneze. Am spus la începutul emisiunii că avem trei doamne și toate trei. Mulțumim, Matei, cu data viitoare din partea Andrei, sunt lucrate manual, sunt absolut superbe și vrem să le dăm așa doamnelor. Sper că s-a nimerit la sorte. Dar oricum se pot purta cu lejeritate oriunde. Mulțumim, deci Andrei, sunt Tincu. Eșarfele Andrei binecunoscute deja, pictate manual. Vă invidiez, fetelor. Superbe sunt, superbe, realmente superbe. Și acum hai să vedem dacă regia are pregătită povestea venită nouă dinspre telespectatori. Haideți să încercăm să dăm o mână de ajutor. Stimați rivali, mă bucură noile voastre intenții. Sunt multe momente în viață în care ai nevoie de sfatul unui expert și n-ai de unde să-l iei. În această situație mă aflu eu acum. Am de ceva vreme un prieten, un băiat bun care mă iubește la nebunie și ar fi gata să ne căsătorim și mâine. N-aș putea spune la fel, mă aflu după o relație eșuată și nu mai vreau să aud de căsătorie. Singurul lucru pe care mi-l doresc însă este un copil. Am crescut într-o familie cu mulți copii și toată viața mi-am dorit să am și eu măcar doi. Relația actuală merge binișor. Mihai are destule defecte peste care trec însă cu ușurință, căci nu-mi fac planuri de viitor cu el. Avem deja peste un an împreună, fără însă eu să simt acea văpaie a iubirii care mi-a însoțit toată precedenta relație. Aceea a fost, pot spune, marea mea iubire și nu cred că voi mai putea iubi vreodată. Și iată cumpăna mea. Luna asta am aflat că sunt însărcinată.
ar trebui să mă bucur pentru că asta mi-am dorit toată viața și nici nu mai am 20 de ani ca să mai aștept. Dar mi-am dat seama că Mihai nu este bărbatul lângă care vreau să îmbătrânesc. Copilul însă mi-l doresc cu ardoare. Mihai nu știe încă nimic și nu știu ce să fac. El va insista să ne căsătorim. Nesimțind însă niciun imbold în acest sens, mă întreb exact cum am citit pe Facebook că sună tema primei voastre emisiuni. Să ne căsătorim oare de dragul copilului? Da, deci, situație complicată. Ați înțeles tema? Teoretic e ușor să răspunzi. Da, căsătoriți-vă pentru că iubirea vine în timp, pofta vine mâncând, important este să avem un respect unul față de celălalt. Dar cred că nu este vorba despre asta. Cred că sunt multe amănunte în străfundul acestei probleme. Și primul amănunt peste care nu cred că putem trece ar fi orgoliul. E ușor să spun, da, domnule, pentru copil nu e bine să faci avort, e bine să dai naștere acestui copil, pentru că fiecare copil vine cu pâinea lui, se spune. Fiecare copil îți aduce banul sau sporul în casă. Nu pot să-i dau sfaturi, dar pot să-i spun că este binecuvântată, că este însărcinată și cred că bărbații, în momentul în care află că sunt tați, tătici, automat sunt mândri de această titulatură și cred că poate bărbații nu sunt buni neapărat parteneri, dar pot să fie foarte buni tați. Eu o să-i dau un alt sfat. Nu te căsători. Păstrează copilul, vezi cum evoluează relația și acum vorbește experiența. Trece și la ea profesională, deocamdată vă spun pasta de viață. Și vezi ulterior cum stau lucrurile. Este și sunt un promotor al drepturilor femeii și cred că femeia și fără bărbat se poate descurca foarte bine. Nu înseamnă că dacă are nevoie de tată, nu, stai un pic. Nu, o secundă. Nu ne apucăm să ne căsătorim de dragul de a ne căsători și din statistică vă spun că nu există nici măcar 1% dintre cupluri, cel puțin cele care au ajuns la divorț și care au spus ne căsătorim pentru că, uite, sunt însărcinată și trebuie să mă căsătoresc. Nu trebuie să te căsătorești. Trebuie să păstrezi copilul în schimb. Sunt împotriva avortului. E opinia mea, sigur că sunt N opinii din punctul ăsta de vedere. Perfect de acord. Dar nu trebuie să te căsătorești. Poți să faci treaba asta oricând. Eu nu sunt de acord cu căsătoria. Ea și-a dorit un copil, a rămas însărcinată, dar asta nu înseamnă că trebuie să se căsătorească. Poate să rămână în aceeași relație în continuare, pentru că un copil, dacă vine pe lume, trebuie să aibă armonie în familie. Și asta este părerea mea. Poate mai târziu, stând împreună și văzând că relația merge mai târziu, poate să se căsătorească mai târziu, dar în momentul dacă va exista certuri între ei... Vor trăi în păcat. Poftim? Vor trăi în păcat și... Da, într-adevăr, dar dacă copilul ăla va asista la certurile între ei mai târziu, de-aia nu va fi de armonie. De-aia este nevoie de binecuvântare. De-aia este nevoie de binecuvântare, pentru că taina cununiei nu este așa o vorbă în vânt. Se întâmplă niște lucruri acolo în momentul ăla, se deschid cerurile, se întâmplă niște lucruri, vine harul de la Dumnezeu, adică... Hai să vină harul de la ta, Ficolan. Ia, zi opinia ta de bărbat. N-am prea apucat eu să vorbesc, dar vreau să vă spun că acest caz este cazul meu. Ei. Este exact cazul meu, 1-1. Deci, am avut o relație cu cineva, o domnișoară drăguță, simpatică. După o perioadă ne-am dat seama că nu, eu cel puțin mi-am dat seama că nu este persoana cu care aș vrea să mă căsătoresc. Dar între timp s-a întâmplat, cu ghilimelele de rigoare, un accident superb în viața noastră, ca să-i spunem așa, o întâmplare superbă, nu accident, scuzați-mă, o întâmplare, a rămas gravidă. Ne-am dat seama amândoi că nu... Am încercat 2 ani, după ce s-a născut copilul, am încercat 2 ani să, fără să ne căsătorim, am încercat 2 ani să formăm o cuplu, o familie pentru acest copil. Nu ne-am înțeles absolutamente deloc, pentru că nu ne-am iubit, noi nu ne-am iubit niciodată, de fapt. Povestea o să o scurtez și nu dau niciun sfat respectivilor din acest caz, dar eu vă spun ce mi s-a întâmplat mie și suntem fericiți cu toții. Nu ne-am căsătorit, ne-am despărțit fiecare la casa lui.
Iar acest copil, din prima oră în care s-a născut, pentru mine, deci mie mi-a schimbat viața totalmente. Eu nu suportam copiii înainte, fac o paranteză mică, nu suportam copiii. Dacă venea un copil lângă mine, parcă venea un câine, bă, un leu, un tigru, ia-l de aici, ia-l de aici că mă mănâncă, ia-l de aici că mă mănâncă pielea. Din momentul în care s-a născut acest copil, eu nu m-am despărțit de el nici o zi. Doar dacă am plecat, de exemplu, o zi, sau am avut un eveniment în alt oraș sau undeva departe, doar atunci am lipsit de lângă el. Din prima oră eu l-am spălat. Eu l-am, prima baie din viața lui, în prima oră de naștere, eu l-am spălat, eu l-am înfășat, eu l-am adormit. Și după divorț? N-a fost divorț, că noi nu ne-am căsătorit. Ah, după despărțirea. Divorțul faptic a fost acum 20 de ani, e altă poveste. Dar eu vă spun acest caz care, pe care eu l-am trăit. Și eu l-am trăit. Mulțumim, Tavi. Copilul este senzațional, stă la amândoi, adică suntem, are 16 ani, este un fenomen de copil, nu pot să stau fără el nici măcar o zi. Dar deci ce înseamnă stă la amândoi? Că aici am mai băgat în ceață. Uite, de exemplu, acum a fost vacanța de Paște, a stat la mine. Alternativ, deci. Alternativ. Nu poate, eu nu vreau să-l privesc de mamă, nu este ok. Are camera lui la tine acasă? Exact, are camera lui separat, vine când vrea, intrare separat. Și a făcut așa cum a vrut el camera. Și vreau să-mi cumpăr nu știu de care. Vreau să faci așa. Gata, amândoi am mers. Ne-am aranjat camera. Este. Deci eu nu pot să trăiesc fără el. Deci nu știu cum am putut să trăiesc până să se nască el. Nu-mi dau seama cum am putut să trăiesc fără el. Deci, ce frumos! Tavi este unul dintre cei mai minunați tați din România. Să-l aplaudăm! Deci, toată lumea știe că eu cu Fimiu avem activități. Cântă, e nebunit, bate toba, nu vrea, a ales fotbalul, joacă la Dinamo, este capitanul de echipă la Under 16 ani și se pare că îl cer cei de afară, n-aș prea vrea să mă despar de el, dar probabil că va avea viața lui. Și cu maică-sa, ca să terminăm toată povestea despre cazul de mai înainte, cu maică-sa suntem într-o relație foarte bună, eu am cheile de la apartamentul lor, că ea s-a refăcut viața, și mă duc să le uit florile când pleacă în vacanță. Ce frumos! Dar o relație civilizată. Dar nu suntem prieteni, nu ne povestim ce am făcut noi. Respectați intimitățile. Aseară, exact. Deci Diana, eu am cheile, le ud florile, dar atât. Diana, Marian, părerea voastră, ce îi spuneți femeii? Ce să facă? Să se căsătorească. Bravo! Bravo! Ce la eu sunt, să se căsătorească conturează din respect pentru copilul lor. Nu, așa este. Să se căsătorească din respect pentru viitorul copilului. Hai să spună el de ce. Da. De ce? Pentru că așa, cel puțin din punctul meu de vedere, noi acasă așa am fost, cu spiritul lui Dumnezeu, cu... Tradiție, știi? Și tradiții, poți să-i spui tradiții, ca și orice român. Mergem la biserică, ne închinăm, știm de frica lui Dumnezeu, credem în Dumnezeu, ca să fie un copil binecuvântat, bine ar fi să fie căsătoriți în fața lui Dumnezeu. Exact. Tradiția românească autentică. Stai că eu sunt curioasă, știi? Cum e în familia lor acum, dacă eu respect, spune același lucru, e clar. Eu respect părerea soțului meu, dar nu sunt de acord cu el. Bravo! De ce? Pentru că la noi un copil a venit după 13 ani de relație, ne-am căsătorit după 14 ani și jumătate. Căsătoria este una, relația efectivă. Ce se întâmplă în momentul în care doi oameni se căsătoresc pentru că vine un copil și după un an își dau seama că nu mai... și intervine despărțirea. Cred că e mai greu. Nu este mai greu. De ce? Nu este mai greu. Cum să fie mai greu? S-au despărțit, nicio problemă, dar copilul ăla crește într-un mediu bun. Un an de zile sau 50 de ani sau 6 luni. Dar există și posibilitatea ca ei să facă acest copil, nefiind neapărat căsătoriți, să aibă activități împreună, să-și dea seama dacă funcționează relația și dacă într-adevăr simt să facă pasul, să facă pasul la viață. Eu cred că ducem chestia asta la... Vorbesc și cu tine și cu toată lumea. Ducem chestia asta, o ducem prea mult așa, o facem așa o tragedie din a te însura, a te mărita, a te despărți. Sunt lucruri normale, firești, lumești, cum să le spun. Că se întâmplă să divorțezi, că se întâmplă să nu divorțezi, că ești fericit, că ești nefericit, sunt lucruri normale. Ele sunt niște suferințe și niște drame personale. Exagerăm pe cu care, drame. Nu, o secundă, nu, iertați-mă. Eu nu vreau vreodată ca dumneavoastră să treceți prin așa ceva ca să înțelegeți de fapt ce simt persoanele respective. Sunt foarte multe situații în care viața, că vorbim de femei sau vorbim de bărbați, ei și-au proiectat-o ca fiind pentru totdeauna lângă persoana respectivă. Și în momentul în care
apar situații de infidelitate. Cea mai ciudată situație, dacă vreți, a aflat soția despre orientarea diferită a soțului ei după vreo 25 de ani de căsătorie. Groaznic. Și el a plecat cu el părăsind-o pe ea. Deci, în momentul... De ce e groaznic? Stai puțin. Păi nu, dar am zis eu că e groaznic o secundă, dar am auzit se că... Se întâmplă. Păi nu, nu, păi nu e... Este groaznic să descopere așa ceva. O secundă. Domnul avocat, dar de ce doare mai tare să afli că ai fost înșelată cu un bărbat? Nu știu, asta trebuie să ne răspundă. Trebuie să ne răspundă doamnele. Nu știu să vă spun. Hai să vedem în public. Există ceva opinii, răspunsuri pentru... Ce e așa de importantă căsătoria asta? Uitați-mă la cameră. Adică dacă iubirea va apărea ulterior, cum a spus doamna Ozana, va apărea și fără o foaie care să ateste să mai că e obligatoriu să iubești. Asta cu iubirea ulterioară... Susțin. În primul rând că mai important decât iubirea este respectul. Iubirea vine și poate să treacă. Dar atâta timp cât există respect față de copilul din burta ta, da, atunci părerea mea este că ar trebui să-l aduci pe lume într-o rânduială. Pentru că suntem majoritatea creștini ortodoxi și ar trebui să fim căsătoriți și cu binecuvântarea preotului să fie copilul într-un mediu binecuvântat. Povestea cu respectul este la modul general, atât vă spun, așa. Dar respectul se solidifică, dacă vreți, și se așează mai bine când se pierde din iubirea păi aia. Și dacă, iertați-mă că intervin, dacă nu există sentimente, așa cum domnișoara sau doamna a declarat puțin mai devreme, atunci cum facem? Eu cred că această domnișoară este un pic imatură. Și cred că trebuie să o ajutăm. Îmi spun eu, eu personal îi spun, domnule, căsătorește-te. Mărită-te. Stimată doamna. Din punctul meu de vedere, aș considera că în cazul respectiv copilul nu trebuie să impună neapărat căsătoria. Dacă nu există sentimente, dacă ei deja la momentul acesta realizează că nu se înțeleg și nu sunt unul pentru celălalt, corect, nu trebuie să facă pasul să se căsătorească doar pentru copil. Pentru că asta nu va rezolva problema, nici nu va fi o căsnicie fericită și dacă nu e o căsnicie fericită, nici copilul nu va crește într-o atmosferă corespunzătoare și într-o familie adevărată. Foarte corect. Și eu în cazul ăsta. Pe care așteptăm. Da, am sesizat câteva lucruri în cazul ăsta care nu s-au spus până acum. Unul la mână, există îndoială din partea acestei doamne. Da, există îndoială. Și chiar spune că nu simte, că nu-l iubește. E clar că băiatul o iubește pe ea foarte mult. Dar atenție că noi trebuie să ne gândim la amândoi aici. Atâta timp cât el chiar iubește și el se proiectează în viitor cu persoana asta, în cazul în care îndoiala asta se dezvoltă și femeia o să-și dea seama că nu vrea să-l aibă pe acest bărbat lângă el pe mai departe, se va despărți mai devreme sau mai târziu și el va suferi foarte tare. Și așa cum și domnul avocat a spus foarte bine, haideți să nu minimizăm traumele care pot să iasă, rănile care pot să rămână în urma unui divorț. Atâta timp de la cazuri de suicid care există până la cazuri de oameni care nu și-au mai văzut viitorul, au căzut într-o depresie majoră. Pentru că există și stigmatizarea societății, cum am auzit și aici mai devreme. Ce o să zică lumea? Ce spune lumea despre faptul că eu nu am știut să-mi păstrez familia? Ce spune lumea despre faptul că eu sunt divorțat și am un copil, pot oare să mai găsesc o femeie care să mă accepte? Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul aici. Nu-mi permit un sfat pentru că nu cunosc cazul cu toate amănuntele posibile, dar ce aș putea să spun este că mai degrabă, atâta timp cât această doamnă îl vede pe el ca fiind un tip simpatic, care poate să fie un tată bun sau nu, dar nu-l vede ca pe un soț, nu-l vede ca pe un iubit, cred că acest om poate să rămână tată și fără să fie soțul femeii. Costin? A vorbit foarte frumos, dar premiul nu o să-i dau lui. Îmi pare rău, Matei. Eu nu am e luat pentru tine, e pentru săptămâna altcineva. Trecută și să știi că sunt mai mult de atât nici nu puteam să mai ai luat unul singur, ce denaturezi realitatea? Mă rog, realitatea. Un spalier. Doar unul mi-ați dat? Unul singur. Cu mai multe drepturi. Cu mai multe drepturi, da. Premiul de la Gero Coseno să-l păstrez deocamdată, iar la sfârșit îl va primi cineva care a vorbit cel mai din pertinent public pe subiect. Din public, bineînțeles. Așa.
cei doi ar trebui totuși invitați să cânte, nu? Așa zic și eu. Tu i-ai auzit cântând? Sunt extraordinari. Eu am cântat cu ei, nu că i-am auzit cântând. Deci sunt extraordinari. Am cântat de nenumărate ori. Dacă o mică concluzie. Așa, la ce? O mică concluzie la... La ce? Provizorie. Provizorie, la ce vorba ta, că până la urmă a fost așa un fel de nebuloasă. S-au amestecat și tema noastră și povestea și mă rog. Dar mă reîntorc la tema de bază, la divorț și dacă există viață după divorț. E o vorbă foarte populară care spune că începi să cunoști un om cu adevărat după divorț. Atunci ești arată adevărata față. Dar până un alt, haideți să ne distrăm. Decât să ne certăm un cântec vesel să cântăm. Cleante Family! Let's play! Calafurile! Mult piesa voastră. Vă mulțumim foarte mult. Nu că n-am fi auzit-o până acum niciodată. Să știți că soțul meu a făcut textul. El a scris textul acestei piese. Am vrut să întreb asta. Cine a făcut textul? El. Pentru că este un text de populară foarte modern.
Mulțumesc. Mulțumim, să continuăm. Da, cică un moș de 119 ani. Ai început cu banca. Vine, da, da. Împreună cu baba lui de 110 ani, vin la avocat, la domnul Cuculis, vin să divorțeze. Da, și domnul Cuculis se întreabă: "Domnule, dar de câți ani sunteți căsătoriți?" "Păi, de 80 de ani." "Oh, dar când au apărut primele neînțelegeri?" "Păi, acum vreo 60 de ani." "Aoleo, păi dar și ce, ați stat 60 de ani căsătoriți, deși aveți Da, păi știți că am așteptat să ne moară copiii ca să nu sufere." Oh my God! Marina! Mi-am adus un ban pentru domnul avocat. Mi-am adus aminte că când mă uit la tine vin niște bancuri de-astea cu avocați. E de bine să uite. Uite, da. Și că o blondă căsătorită sună un avocat. Da, bună ziua, bună ziua. Vreau să divorțez de soțul meu. Păi da, spuneți, dar de ce? Aveți probleme cu el? Da, vă înșeală? Da. Cum vă înșeală? Este tatăl copilului meu. Îți ia o secundă până să-ți dai seama de bancul ăsta. Că nu-l înțelegi prima dată, știi? Dar știi ce se întâmplă? Nu ești departe de... E o blondă. Nu, n-am spus așa ceva. Să știi că sunt unele chestiuni, mai ales în zona asta a divorțului, pe care oamenii pur și simplu nu le înțeleg. Uite, cel mai comun lucru pe care persoanele care divorțează nu-l înțeleg, știi care este? Care? În cadrul unei căsătorii, regula este că tatăl copilului este soțul. De foarte multe ori nu este soțul tatăl copilului. Și doamnele vin și mă întreabă: "Păi cum adică? Eu am făcut copil cu altcineva. Sunt căsătorit cu individul ăsta și suntem în proces de divorț. Și cum, tot el este din punct de vedere legal tatăl copilului? Nu pot să fac nimic să nu fie el?" Nu, nu poți să faci nimic. Deci în momentul în care ești căsătorită și faci copil cu altcineva din afara căsătoriei, trebuie să te duci și să deschizi un alt proces prin care se dovedească pe baza unor analize genetice că de fapt tatăl copilului este altul, chiar dacă tu vii și spui: "Domne, declar aici că nu el este tatăl copilului." Ne-ați băgat în legislație. Să londoneză. E simplu. Să continuăm, da? Să continuăm. Așa, să continuăm cu Raluca. Raluca este responsabilă cu viața internațională și cu divorțurile pe plan mondial. Cum stăm acolo? Sper că Dan s-a uitat la domnul avocat și nu la mine când a făcut bancul cu blonda. Păi nu, îndrăzneam să mă uit la tine. Da. Ei, ați atins aici foarte multe subiecte și eu vin întotdeauna ca nu cam perete, așa, și anume cazul doamnei, da, exact. Cazul doamnei pe care vreau să vi-l povestesc are și ea viață după divorț. La 26 de ani și după ce are și doi copii, s-a hotărât să se mărite cu un covor. Aoleu, nu! Deci am mai coborul găsit... Îl aspiră de două ori pe zi. Abia așteaptă să petreacă sărbătorile. A, deci fotografia e reală? Da, este foarte reală. Doamne, iar nunta, să știți că nunta a fost organizată și plătită de o fabrică de covoare. Evident, da. Și doamne care conducea covoare, nu-mi zice. Sau care curăța covoare. Azi, nu poate să trăiască fără el. Și clar, covorul o înșală cu aspiratorul. Da. O imaginație bogată. Noaptea minții. Există o personalitate din showbizul românesc, nu prea stă ea pe acasă, deși este româncă, dar locuiește la Paris, dar este delicioasă și motivul pentru care o includem și pe ea în această rețetă a dialogurilor despre perioada post-divorț este acela că a trecut și ea prin două divorțuri. Unul foarte recent, tocmai când ne bucuram pentru ea că în sfârșit și-a găsit jumătatea de viață și este fericită. E, iată că s-a frânt și această a doua tentativă. Și Costin, cu cine suntem în legătură? Păi, Marina, după atâtea bancuri și atâtea, vreau să, voi n-ați văzut fața, pentru că eu sunt de mult în legătură cu Coasta de Azur. Așa. De data asta și cu Rona Harner, care este în direct. Rona! Bună, Rona! Rona, te îmbrățișăm! Ia făcut o față, Rona, te rog frumos, fă fața pe care ai făcut-o mai devreme când ai auzit știrea. Așa, cu covorul. Covorul fermecat. Am văzut multe pe lumea asta, dar e o persoană care s-a căsătorit la un moment dat și cu cu o personalitate, nu știu, cu o hologramă. Deci există multe probleme. Există multe probleme. Dar astăzi vom vorbi despre problemele tale, dragă Rona, pentru că tema este cea pe care ți-am spus-o. Dacă există viață după divorț, care divorț a fost mai complicat? Primul, al doilea, ești deja antrenată, ești pregătită să mai faci un pas, să te mai căsătorești odată? Cum este?
Povestește-ne. Sunt pregătită să mă mai căsătoresc o dată în principiu, pentru că eu dintotdeauna mi-am dorit familie și să fiu căsătorită. Nu încurajez divorțul. Să fie foarte clar. Bravo! Cred că divorțul este singura, e ultima soluție, că nu se poate altfel. Și, de exemplu, cred că într-o căsătorie intri, bineînțeles, dintr-o bucurie și așa mai departe, chiar o idealizare a vieții de cuplu. Dar când nu mai ești respectat ca om, anulat ca om, trebuie să pleci. Nu se divorțează în lejer. Nu poți să divorțezi pentru niște chestii. Eu cred că foarte multe chestii, ca atunci când te căsătorești, poți să le treci cu vederea. Dar când ești anihilat ca om, trebuie să pleci. Pentru că în momentul ăla nu mai ești într-o relație care mai reprezintă căsătoria. Căsătoria înseamnă două persoane libere care sunt împreună și care construiesc ceva împreună. Iar dacă am divorțat de două ori, înseamnă că de două ori nu am avut de ales. Și există viața după căsătorie, mai ales că mi-am dat seama că după divorț. Era căsătoria, înainte și după aia divorț. Așa, deci după divorț există viață, pentru că mi-am dat seama că cele două persoane care am divorțat nu mi-au lipsit. Aha. Nu, n-am simțit nicio secundă că mi-au lipsit în viața mea. Dar nu pot să cred. Deci n-au lăsat nicio dâră așa în sufletul tău. Nu știu, nu te-au bântuit amintirile lor. Amintirile mă chinuiesc. Deloc? Înseamnă că e un sânge rece extraordinar. Prima căsătorie un pic mai mult, dar a doua căsătorie deloc. Deci mi-am dat seama că am divorțat și că de a doua zi m-am simțit liberă. Ceea ce înseamnă că am făcut alegerea bună. Mm-hmm. Și după prima căsătorie, din care a rezultat și fetița ta, cum a fost prima perioadă de după divorț? E mult mai complicat când avem un copil în comun. Pentru că, practic, din momentul ăla eu am făcut imediat o psihanaliză, să trec de la iubirea pe care o aveam pentru el la o amiciție, să nu trec niciodată prin faza de ură. Mm-hmm. Pentru că acea ură copilul o simte. Deci nu poți, în momentul în care ai fost căsătorit cu cineva și ai iubit persoana respectivă, nu poți să treci în partea cealaltă a urii. Pentru că aia este ceva foarte destructiv și pentru copil, care zice: băi, m-ați făcut din dragoste sau din ură? Din ce m-ați făcut? Deci e foarte important să rămâi consecvent. Doamne, am iubit o persoană, în momentul de față ne despărțim pentru că nu mai merge, nu mai e dialog, nu mai este respect. Dar persoana respectivă convertesc iubirea în prietenie, în amiciție. Amiciție este tot o formă de iubire, dar fără relație. Deci fără aceeași relație, dar rămâi într-o relație de tată și de respect. Dar într-adevăr, problema este că dacă noi nu ne-am înțeles în căsătorie, când devenim părinți, tot nu ne înțelegem în educație. E tot timpul un conflict permanent care durează. Singura chestie este că încercăm, prin mult respect, prin multă amiciție, să-l facem cât mai suportabil pentru copil. De aceea vă zic, cel mai bine este, înainte de căsătorie, să vorbiți foarte mult, să știți dacă aveți aceleași principii de viață. Pentru că oamenii nu se ceartă din cauza unei trădări, nu divorțează neapărat din cauza unei trădări sau ceva dramatic ca în telenovele. Oamenii divorțează din cauza principiilor. Eu aveam principii complet diferite de cei doi soți. Și din cauza caracterului. Știi că un motiv principal la divorț este nepotrivirea de caracter. Cred că l-ați auzit, domnule. Cea mai clasică, cea mai comună, clișeu absolut, nepotrivirea de caracter. Păi bine, dar ce înseamnă asta? Păi nu ne potrivim, așa. Dar înainte cum vă potrivim? Rona, o întrebare foarte concretă. Să ne referim tot la primul divorț, că acela a fost, înțeleg, mai complicat. După câți ani de căsnicie? După 6 luni de căsătorie. Aoleu, dar foarte scurte căsnicii ai avut. Cred că a fost foarte intensă. Da. A fost suficient. Înțeles. Și a doua căsnicie cât a durat? Un an jumate. Atunci hai să ne referim la a doua, că e mai lungă. În momentul în care v-ați despărțit, în ziua aceea, nu știu, v-ați despărțit la tribunal, la notar, nu știu cum e divorțul în Franța, la tribunal. A doua oară a fost la notar. La notar. Ce ai făcut imediat după ce ați ieșit de la notar? Divorțați. Viața de după divorț. Ce ai făcut în acea zi?
I-am scris o scrisoare în care i-am spus tot ceea ce mi-a făcut bine în viața mea și i-am mulțumit pentru tot ceea ce a făcut frumos. Și am plâns o lacrimă pentru că a fost într-adevăr o a doua decepție și că e un eșec, divorțul e un eșec, trebuie să acceptăm, este ratarea unui proiect, e ca și cum te duci pe scenă și nu cânti, adică e un șoc. E un șoc emoțional. De aceea trebuie respectat ca ceea ce este. În schimb, mi-am dat seama pentru ambii nu am niciun fel de sentiment de ură și cu ambii sunt mai mult empată. Adică vreau să le meargă bine, vreau să fie bine în viață. Aș susține oricând. La ultimul divorț, fostul soț, după ce și-a dat seama că a făcut o prostie că ne-am separat, a încercat timp de un an jumate să se mai împace cu mine. Și am spus, nu se poate. Nu te urăsc, plâng cu tine, plângem amândoi, ne pare rău, îngropăm dacă vrei și facem un coșuc foarte frumos a iubirii noastre care n-a fost să fie, dar nu se poate. Când am plecat, am plecat. Nu că nu aș fi o dură și că nu pot să mă întorc, dar pentru că s-au depășit niște bariere care la mine au apărut un red flag, s-a prins un anumit buton care se numește frica. Și eu din momentul ăla nu mai fac marș arier. S-a terminat. Perfect. Mie nu poate să fie frică de o persoană. Nu accept chestia asta. Pentru mine nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Mulțumim, Rona. Atunci o persoană m-a pus pe acea direcție, eu am plecat și ura și la gară! Deci este aceeași Rona pe care eu am cunoscut-o în facultatea de teatru. Ea și-a menținut sistemul de valori, chiar l-a crescut. Rona, mulțumim mult că ai intrat în legătură cu noi și pentru confecțiunile tale și te așteptăm fizic aici să vii. Da, te așteptăm în România. Există o mulțime de bărbați care visează să fie al treilea soț al Ronei Hartner. O dedicație muzicală acum, Ozana, te rugăm pe tine și chiar să ne spui de ce ai ales această melodie. Noi am auzit-o și s-a părut foarte specială. Este o coloană sonoră a unui musical, se cheamă Oliver și prieteni, este un film pentru copii. Eu am fost cățelușa Georgette și mă regăsesc foarte mult în text. Se cheamă Perfect Peas and Teasy. Câtă treabă am să mă machez un an. Asta nu este deloc ușor, dar eu voi fi chiar perfectă doar într-un minut. Plițurile să pornească, vor privi și în prim plan voi fi. Chiar și atunci când pășesc, trebuie să gândesc, chiar și pentru mine e prea mult. Dar toți când mă văd spun, ea e cea mai frumoasă, da. Sunt o vedetă foarte cochetă, sunt chiar perfectă, da. Nu am niciun defect, la respect eu mă aștept, dar irara sunt fără egal. Nu-i așa, fatală, royală, sunt genială, da. E just să gust din tot ce al vieții și al celebrității, da. Ah,
sunt doar eu. Ah. Mulțumesc. Mulțumesc. N-aș vrea să ne apropiem de finalul emisiunii fără să te rog, Matei, să ne răspunzi la o întrebare. Că vorbim despre viața de după divorț, dacă există sau nu. Înțeleg că există, toată lumea a spus că da, există viață după divorț. Deci am avut și după căsătorie. Există, da. Am aflat că și după căsătorie. Și după căsătorie, da. Totuși, cum ne marchează un divorț și ce anume este schimbat în noi în această viață de după divorț? Și te întreb pe tine și dacă și voi vreți să spuneți cum, ce a schimbat în voi divorțul, adică viața de după, de ce n-a mai fost aceeași viață pe care ați fi avut-o dacă nu ați fi avut un divorț în spate? Da, nu pentru toată lumea este așa. Trebuie să plecăm și de la ideea asta, dar există stigmatizarea asta în România pe care am observat-o, mai ales în rândul femeilor. Ce o să zică lumea, cum voi fi eu percepută pentru că n-am știut să-mi țin bărbatul acasă. Sunt câteva idei pe care le spun și care le marchează. În plus, contează foarte mult și vârsta la care se întâmplă divorțul. Uh-huh. Lucrez cu doamne care au 50 plus și care privesc divorțul ca fiind un eșec al vieții. Sau o izbăvire. Nu, din păcate nu. Ba chiar, cu cât e vârsta mai înaintată, cu atât întâlnesc mai mult, aș folosi termenul de toleranță, dar nu este corect aici. Adică, doamne care pentru a-și ține soțul acasă, trec cu vederea peste infidelitate. Trec cu vederea peste infidelitate, peste violență. Nu știu dacă asta e înțelepciune. Vrei să spui cuvântul ăsta? Sau... Nu știu dacă e înțelepciune. Nu. Toleranță sau înțelepciune? Nu, eu cred că e mai degrabă teama. Ce fac eu la vârsta asta? Că el își reface viața și ia una mai tânără cu 20 de ani. Nu e vorba doar despre asta, e vorba despre faptul că multe femei îndură și violență, îndură și infidelitate, îndură injurii doar pentru a nu care cumva să rămână singure, să fie privite de alții ca fiind singure, să-și petreacă bătrânețea în singurătate și așa mai departe. Sunt niște frici acolo care există, este clar, dar totuși să înduri. Și noi am mai avut aici emisiuni în care am discutat despre lucrurile astea, să înduri violență sau să înduri infidelitate. Sunt niște lucruri care pe tine te fac să te simți atât de rău în corpul tău, în relația ta, încât n-are cum să-ți fie bine de niciun fel. Clar ți-ar fi mai bine chiar în singurătatea respectivă. Numai că mai există și treaba asta, cum facem să ne împrietenim, să îmbrățișăm acea singurătate odată ce ne-am asumat că ăsta este drumul pe care vrem să mergem. Dacă privim singurătatea ca fiind capătul drumului și din păcate multe persoane privesc lucrurile în felul ăsta, mai ales dacă e vârsta înaintată atunci când se pune problema divorțului, este una și aici multe lucruri chiar și în terapie ca să putem să vedem viața de după divorț. Dacă în schimb privim singurătatea ca pe libertatea aia pe care n-am mai gustat-o de ceva vreme, mai am niște ani din viață, îmi aleg să-i trăiesc altfel decât i-am trăit până acum, sigur că poate să fie o izbăvire de foarte mult. Asta la 30 de ani. Am cunoscut și persoane care la 50 plus au reușit să atingă mai greu. Dar e mai greu, într-adevăr este mult mai greu. La 20, la 30, sigur că e mult mai ușor. Eu vă spun din experiența mea, am suferit îngrozitor. Deci a fost o perioadă de doliu efectiv, în care am regretat enorm că am divorțat. Și totuși a trebuit să mă cațăr, să mă chinui și nu-mi pare rău și nu spun asta ca o victimă. Am reușit. Nu o să vorbesc niciodată urât despre fostul meu soț, să-i dea Dumnezeu sănătate cu a treia soție, nu mai are alți copii, dar se mândrește cu copiii noștri pe care eu i-am crescut. Ce pot să spun? Eu le înțeleg pe acele femei. Da, de curiozitate, dacă ar fi acum să vă uitați în urmă, presiunea cea mai mare venea din exterior sau din interior? Din interior. Nu vreau să dau vina pe nimeni, a fost decizia mea să divorțez.
și îmi pare rău că am avut niște ani atât de frumoși și puteam să facem atât de multe lucruri frumoase, el fiind tot muzician ca și mine. El era pianist, e pianist, eu sunt cântăreață. Uh-huh. Puteam să facem niște lucruri absolut superbe, dar așa a fost să fie. Eu vă mai propun un caz. Noi aici l-am studiat așa în doi, tot venit pe Facebook-ul Rivali. Și după aceea chiar sunt curioasă care este părerea voastră, ce sfat îi dați semnatarului sau semnatarei? Da, nu e o semnatare, e o femeie. După ce veți urmări firește scrisoarea ei, vă rog frumos. Stimată redacție, intru direct în subiect. Deși îmi iubesc soțul, avem 12 ani de căsnicie, s-a întâmplat că, dintr-o eroare pe care nu mi-o pot ierta, l-am înșelat. S-a întâmplat într-o deplasare de serviciu cu un coleg care are și el o căsnicie fericită. După o zi de ședințe și conferințe, ne-am relaxat seara la restaurantul hotelului. Am băut amândoi ceva mai mult și s-a întâmplat. De atunci, deși a trecut aproape o lună, eu parcă nu mai sunt eu. Simt în fiecare clipă nevoia să-i mărturisesc soțului meu această greșeală cumplită, în speranța că o să mă ierte. Prietenele toate mă sfătuie să tac și să-mi văd de viața mea fericită, căci mă pot trezi cu un divorț. Paul este foarte orgolios și nu știu dacă ar putea trece peste așa ceva. Dar eu simt că această minciună nu mă va lăsa să trăiesc. Voi ce mă sfătui să fac? Scurt, da, foarte își iubește grave. Soțul. A avut o aventură, probabil, după mai multe pahare de vin. Și acum o mustră conștiința și ar vrea să-i recunoască soțului. Rămăsesem face o eu. Greșeală sau până la urmă e corect într-o relație? Rămăsesem eu dator cu un lucru. Adică dacă te-ai anunțat, spune tu că eu am vreo domnul avocat, două minute. Vă rog să spuneți dumneavoastră și o să vă explic de ce. O să spună ceva extrem de misogin că a râs până acum. Vă rog din suflet să spuneți dumneavoastră. Mai are și curajul să trimită către redacție, să spună povestea asta. Să plece, măi, frate, mă, fata asta, pe drumul ei. Unde să plece? Unde o vrea, cu un altul. Ăla cu care a fost și la soțul, amantul, să plece. Păi nu, se întoarce la... Să nu mai se întoarcă la soț. Da. Are familie, bun. Nu. Să lase copiii la tată, că la nașela tot poate. Rămăsesem dator de mai devreme cu o completare. Divorțul și ce înseamnă viața după divorț e dată de mai mulți factori pe care noi nu putem să-i cuprindem cu nici măcar cu gândirea dacă ar fi să-i privim pe toți la un loc. E importantă vârsta, dar foarte important este mediul socioprofesional de unde provii. Starea materială pe care o ai, obligațiile pe care le ai. De foarte multe ori există compromisul acesta, hai să rămânem împreună pentru că avem de dus niște proiecte la bun sfârșit și dacă ne vom separa și tu vei pierde, voi pierde și eu, vor pierde și copiii. Asta este o discuție de foarte multe ori matură și echilibrată. Sunt multe cupluri care aleg să nu divorțeze sau chiar dacă divorțează pentru a avea niște viețe aparent separate, ele rămân în continuare și cresc mai departe ceea ce au pornit. Și acolo este o discuție echilibrată. Dar problema, ce se întâmplă după aia e cel mai complicat. Aici este iarăși un șablon, n-am răspuns întrebării pentru că am spus că am rămas dator de mai devreme și să răspund telespectatoarei. Eu nu pot să am o părere pentru că juridică, evident, nu, dar opinie personală este că ea o să trăiască toată viața cu drama asta a ei proprie. E bine că o are, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să nu aibă acea dramă. Să nu fie sincer. Să nu aibă remușcări. Să nu aibă remușcări. Iar eu nu pot să-i spun, să te duci să-i spui lui bărbată tu treaba asta, nici să nu-i spui. Este fix. Știți cum e? Cât de confortabil te simți tu în pielea ta. Ce ați face dumneavoastră? Vin eu. Nu pot să vă răspund pentru că sunt bărbat. Păi nu. În cazul viceversa. Nu se poate întoarce. N-aveți cum să puneți. Exact. Cazul este al doamnei. Dacă era al unui domn, puteam. Așa nu vă pot răspunde. Dar dacă aș fi că sunteți dată cu o doamnă, cu o duduie, este însărcinată cu dumneavoastră, ce ați spune? Că nu v-a spus. Nu. Nu despre asta era vorba. Dacă ar avea o aventură absolut la beție, deci nici măcar nu ține minte
cu cine. Da. Și îl frământă conștiința. Îi spune soției și, sau... fiind vorba despre o doamnă, n-ai cum deci, să te pui în pielea ei și atunci e complicat să răspunzi. Bărbatul n-ar spune niciodată. Hai să fim sinceri. E clar că nu spunem. Deci, bărbat. E adevărat, auziți, Tani, la câte experiențe de viață aveți și ați citit astfel de experiențe? Ați văzut astfel de experiențe în filme, când unul îl înșeală pe celălalt. Așa. Și din nefericire, zic eu, partenerul care a înșelat vrea să fie sincer pentru că nu își poate duce această greutate, pentru că este o greutate, este o vină. It's guilty, cum zice americanul. Mai ales dacă cei doi se exact. Iubesc. Și el și partenerul este sincer. Spuneți-mi și mie, eu am văzut, deci am citit în 90% din cazuri, 95% din cazuri, cuplul s-a despărțit. Deci sinceritatea e ca o lamă în această situație. Părerea mea. Atunci ce să fac? Sau intervine iertarea. Să tac. Foarte da, rar. Da, da. Eu aș vrea să nu spună, să știți. Nu, iertarea s-ar putea să intervină, dar uite, iertarea nu intervine, adică la o ceartă te iertă, mai încolo dar nu te o să uiți. Spună, vezi, dar tu da. Uiți ce mi-ai făcut atunci. Marina, avem aici o opinie care s-ar putea să fie foarte, foarte apropiată de ce urma să zic și eu. Da, eu aș vrea să nu știu dacă a fost vreodată infidel, aș vrea să nu știu, ba chiar am ajuns, zic eu, la o zonă extrem în sfârșit de înțeleaptă. În sfârșit ai maturizat. Exact, ai dreptate și vă spun și de ce. Era telefonul la un moment dat pe canapea așa și așa dintr-un impuls pe care nu l-am foarte des, am avut tendința să mă duc spre telefon. Zic, ia să mai, că de mult n-am mai încercat să... Al lui, al lui. Știi, și după care am zis, zic, auzi, e mai bine mai să bine fii nu. Acolo, nu, mai bine nu sunt fericită, e tot în regulă, nici nu vreau să cercetez. Așa că eu aș zice... Femeie înțeleaptă. Nu, serios! Bravo ție. Da, ai... dar tot mi-ai spus... Părerea mea despre... Da. Să tacă, să-și vadă de căsnicie. E dubios. Dacă eu să spun lucrul ăsta, o să fie, o să fiu acuzată. Trebuie să-mi asum păi treaba da, asta. Păi da, nu, stai puțin, tu nu răspunzi pentru e vorba de următorul tu lucru. Tu răspunzi sincer cum... Dacă crezi. Ea poate să trăiască cu lucrul ăsta... Să meargă mai departe, și cinstit, să-și și să-și asume cu adevărat lucrul. Cinstit ar fi, evident, să spună mai departe. E foarte greu să iei o decizie în sensul ăsta, o ține strict de zona afectivă pe care tu ai și în care te regăsești. Dacă poți să o duci, spune, dacă poți să treci peste. Asumă ce urmează. Poți să mai spun ceva? Bravo, nu. Da. Nu! Și mai pleacă nu. În alte delegații? Poftim? Și mai pleacă în alte delegații? Acum să nu fii malicioși. Avem alte... Deci... Constantina, tu ce i-ai sugerat? Să fie sinceră până la capăt și să spere că va fi iertată? Sau să își vadă pe mine, iubirea ei? A zice să spună, ca să nu se frământe tot timpul și să trăiască cu gândul că este vinovată de ce a făcut. Păi a fost da, o greșeală. Și divorțul, și după aia o să zică da, cine da. M-a pus să-i spun că am fi da. Trăit fericiți? Da, cum depinde de fiecare relație, dacă el o iartă sau nu o iartă. Asta foarte rar el iartă, o iartă. Foarte rar. Nu o iartă. Nu mai deci bărbații nu iartă, dar femeia iartă, dar bărbatul nu iartă în cazurile astea. A spus femeia că e orgolios. La revedere. Deci, Tavi, s-a încheiat. Ce-i spui femei? Ce-i spui? Pentru Marian. Ce-i spui se femei? Cheamă team building-uri. Nu delegații. Și că nu se mai fac chiar atât de des. Și să știi că eu am cântat la foarte multe team building-uri din astea așa, că am luat termenii ăștia, am împrumutat de afară, că nu ne-a costat nimic, team building-uri. Sunt delegații. Ia zi, limba română, deci română cum e? Limba română. Delegații. Delegații, tată, delegații, spune așa. Am cântat la foarte multe și toate femeile... E greșeau. Hai, nu toate, hai nu toate. Aproximat. Eu cred că de asta foarte sunt făcute multe. Team building-urile. Tocmai pentru a înșela și a despărți familiile. Am o părere care nu știu dacă este cea mai bună. Am o părere că team building-urile astea se fac pentru că un șef urmărește o anumită angajată. Altfel nu mi-explic de ce o firmă cu 160 de ani de medici, ultima chestie e cu medicii. Am fost la o, așa, o, mă rog, o asociație asta de medici, 160 de medici, mai multe doamne, e adevărat, și vreo 20 de bărbați. Și nu mi-explic de ce trebuie să întâlnească la Poiana Brașov, să stea de vorbă. Ai deci nu mi-explic chestia asta. Fără parteneri. 3 zile, fără parteneri. Nu au voie soții sau copiii sau așa, sau soțiile. 3 zile. Stau 4 zile la munte să vorbească, joacă ping-pong dimineața, se duc la piscină împreună, vorbesc nimic, au o ședință o oră dimineața, știți că ne vom apropia, nu poți să faci chestia asta la
un hotel la o sală de conferință de aici. Seara te duci acasă, iei masa împreună cu colegii. Păi ideea e să pleci de acasă, cât de mai departe de casă. Ca să desparți familii, de aia. Să pleci de acasă. Și mă greșești în timp de exact. Oamenii greșesc, ai fie bărbați. Hai să mergem puțin și spre tânăra generație. Uite, Horia, vreau să te întreb punctual. Să zicem că ai o prietenă. Sau ai o prietenă, nu știu. Zine poate, e nepotul meu. Să zicem că am. Ai o prietenă? Să zicem că ai o prietenă, da? Să zicem că da, să sperăm că nu. Zi. Ai prefera ca ea să vină să-ți spună sincer, uite, să știi că eu te-am înșelat, dar nu, nici nu mă interesează cu... A fost o întâmplare, eu pe tine te iubesc. Tu ai putea să o ierți? Deci asta este clar. Nu, e clar că... că o iubești foarte mult, adică e da, am înțeles, să o iubesc, se întâmplă și greșeli. Dar ideea este că dacă eu o iert, ce o să oprească pe ea să nu facă la fel a doua oară și a treia oară și a 57-a oară? Până la urmă, că dacă știe că aia că prostul ăla oricum mă iartă, că vai de capul lui, aia oricum se va repeta. Eu cred că te-ar fi înșelat dacă tu nu-i oferi ceea ce și-ar fi dorit ea de la tine. Na, haideți că unii oameni sunt făcuți tind să facă asta mai mult din distracție și pur și simplu să mai diversifice. Înseamnă că e needucată. Înseamnă că e needucată. Ozana, tu trăiești într-o lume a ta, eu da. Te-am lăsat în pace, da. Tu trăiești într-o lume a ta așa, sunt de acord cu credință, respect, adică, dar tu trăiești într-o bulă așa, da, oamenii da. Se mai duc, așa. Se mai duc la team building, într-o bulă, lasă așa la din bancul, lasă așa mai bine ca mine, într-o bulă, da. Oamenii se duc la team building-uri 4 zile și greșesc oricum. N-ai ce să... Dar aici nu vorbim de team building, hai să o ajutăm pe Cristina. Păi nu, pe aici nu, aici creștine, dacă era creștine nu și înșela bărbatul. Voi sunteți într-o eroare, deci team building-ul nu e o delegație, pentru că tu te duci să lucrezi. Mă leși. Este o acțiune de sudare a colectivului. Lăsa, nu mai vorbim. Să sudăm noi, Maria. Și de sudarea familiei. Atât de bine se sudează de câteva ori pe noapte. Tavi! Tavi! Tavi, nu mai da din casă, că nu o să mai primești cântări de la team building. Nu mai da din casă, Tavi! Tavi! Dar se sudează ceva de speriat? Tavi, te rog, că nu mai primești nici eu. Și se scindează familie, da? Ia, frumos, vină acolo la semn. Vezi că e o cruciuliță pe scenă. A supărat Marina pe mine. Ia, cântă-ne, ca la team building-ul. În aplauzele voastre, Tavi! Ca la team building. Strada goală și ploaia ce cădea.
Dar la cătul e pus, eu m-aș întoarce la tine ca să pot schimba ce-am greșit de mult odată. Dar la cătul e pus la ușa ta. Bravo! Bine! Bine, Tavi! Piesă de team building! Da, 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 asta e chiar o piesă da, de team. Adică... Îți dai seama ce se întâmplă cu team building-ul ăla după ce cântă team Tavi? Team building-ul dragostei. Da. După care urmează piesa Life is Life. Da, dar voi știți că se fac petreceri de divorț? Da! Da. Păi, am uitat să vă spun. Păi, am palmaresul de a fi cântat la un divorț. Eu la 10 am cântat. Deci m-a sunat cineva, m-a aflat de la cineva numărul. Vreau să... Bună ziua, domnul Tavi, știți, avem un party. Zic, a, mișto, ce e? E o firmă, e team building. A, nu, zice, avem un party, dar să nu vă simțiți așa aiurea, jignit. Da, da, da. E un party de divorț. Așa zic, zic și mie, da. Am început să-l jur și am închis telefonul. Da. Sună înapoi. Domnul Tavi, vă rog frumos, nu închideți telefonul. Te-ai gândit că e o farsă, că e bine o glumă proastă, da. Domnul Tavi, vă rog, nu închideți telefonul. Eu vorbesc foarte serios. Eu cu soția mea, după 22 de ani de căsnicie, avem copii mari, am hotărât că nu ne mai potrivim, nu ne înțelegem, nu ne mai suportăm prin casă. Și prieteni, facem un fiind prieteni, ne-am chemat apropiații, familia, cu copiii lângă noi. Vrem să facem un party de la revedere. Toată lumea s-a distrat de nota 1000. De ce există viața după divorț? Ți-am zis de la început. Nu vrei că două prietene vorbesc între ele, una o întreabă pe cealaltă. Ai început eu. Vai, dar ce mult ai slăbit, ce bine arăți, cum ai reușit? Că, domnule, de 2 ani de zile mă cert în fiecare zi cu bărbatul meu. Aoleu, păi și de ce nu divorțați? E, mai am de slăbit 2 kg. Hai să mulțumim. Bun. Atenție, vin acuși concluziile. Deci gândiți-vă fiecare ce sfat le-ați da femeilor sau bărbaților, depinde cine răspunde, pentru după divorț. Cum să-și înceapă viața după divorț? Aveți un timp de gândire, cât timp noi le mulțumim celor care sunt alături de noi. Eu o să încep ca de obicei cu farmacia Emil Catena. Este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism. În acest sezon suntem energizați de Melissimo! Cu sucurile sale delicioase, sănătoase, făcute din miere și cătină bio, culeasă de pe cea mai mare plantație de cătină bio din sud-estul Europei. Și tot legat de sănătate, pentru orice problemă de mobilitate, recomandăm Centro Kinetic, clinica de ortopedie și recuperare medicală. Mulțumiri magazinelor Ocean, care în acest sezon oferă vouchere cadou emisiunii noastre. Așa, iar eu am să te rog să nu mă prezint. Mai duc acolo. Nu te mai duci? Nu mai pot, mă doare spatele. Ai bine, făcut exerciții? Wow. Lemnăria Jder este producător român de echipamente profesionale pentru gimnastică și kinetoterapie. Cui crezi că oferim noi astăzi acel superb spalier multicolor? Tot mie, că mi-au rupt copiii spalierul, nu? Da, okay. Da, chiar. Nu, că l-am reparat, se joacă. Dar l-au rupt un pic, că m-am dat eu. Cine are copil mic în această onorată adunare? Ăla eu. Tu ai și copil, ai și spalier. Cine are copil și n-are spalier? Cât de mic? Al meu are 7 ani și 10 luni. O, vrem o fotografie să vedem, să ne convingem, nu credem. Putem să dăm cadou așa, pur și simplu. Da. Avem cumva o fotografie cu feciorul familiei Cleante. Ia uite, are și vioară, cântă la vioară. Da, este clasa 1-a la George Enescu, da. Cântă deja de 2, chiar de 3 anișori la vioară. Deci, spalierul este foarte nu safe. Nu pot să cred. Și eu unde îl pun pe ăsta în casă? Nu știu unde îl puneți în casă. Unde vreți voi? În curte. Nu ocupă locul lipit de un perete? E foarte tare, mulțumesc. Este foarte tare. Și face feciorul acasă condiție fizică. Și să știi, Diana, poți să-l folosești că ești cu toată încrederea. Da, da. Se poate întotdeauna. Mai bine mai stau 2 ani cu Cleante ca să mai slăbesc un pic. Ei, acum, sigur, deci concluzia unanimă probabil că este: există viață după divorț. Există. Atunci, hai să începem cu un sfat din partea celor care au trecut prin așa ceva, care au asistat la așa ceva. Ce sfat le dai femeilor tu? Femeile care divorțează, tocmai au divorțat, cum să-și începe? Deci,
Ozana, divorțul a avut loc. Asta. În primul rând că divorțul este, v-am spus, este ca un doliu. Este un... Da, să meargă la biserică să se căiască. Ar trebui măcar să-și lase un timp pentru ele însele. Adică este un timp în care trebuie să se... să facă o introspecție, să meargă de că, dacă vreți și la psiholog, nu neapărat doar la biserică. Doar la biserică. La team building-uri. La team building-uri, nu. Eu nu consider că trebuie să dai cu iama în populație în momentul în care ai divorțat, gata, toți cu nădragi sunt... Să-i treacă suferința. Nu există așa ceva. Asta e o tâmpenie. Asta e o tâmpenie. Eu cred că ai nevoie de timp tu cu tine însăți, să vezi pe ce drum o iei, ce faci, ce ai de făcut, pentru că trebuie să ieși din starea asta oribilă de doliu pe care eu n-am trăit-o. Dar da, sunt de acord să meargă la biserică, sunt de acord să se spovedească, sunt de acord să elibereze din sufletul ei această durere, pentru că este o durere. Mulțumim, Ozana. Domnule avocat, dumneavoastră nu ați trecut printr-unul, ci prin probabil câteva sute de divorțuri. Puteți să dați un sfat? Chiar, nu știu, aproape că mi-aș citi gândurile, că voiam să spun, am trecut prin sute de divorțuri. Da. Chiar asta voiam să spun. Am avut un mic șoc. Da. E aproape că mă blocasem pentru că cu asta trebuia să încep și... Da, ăsta e efectul pe care îl produc. Da, exact. Telepatia funcționează foarte bine. Sunt multe de spus, dar... cred că foarte, foarte important este să înțelegi tu prin ce treci, da? Pentru că dacă nu înțelegi ce se întâmplă cu tine și ajungi la concluzia divorțezi și tu nu, că tot am folosit cuvinte americanisme, team building și alte lucruri, trebuie să acknowledge, ăsta e cuvântul, bă, ce se întâmplă? Bă, eu divorțez, adică ăla care e cu mine în casă, nu o să mai fie cu mine divorce în casă. Divorce awareness. Nu, pornim din punctul așa. În care am divorțat, deci vorbim de viața de după divorț. Eu am început puțin mai înapoi. Pentru că eu nu sunt un promotor al divorțului și v-am mai spus și treaba asta și în trecut. Dom'le, divorțul în sine e o chestiune foarte simplă. Ce se întâmplă după aia cu copiii, cu pensii de întreținere, okay, de milioane, de nu știu ce? Dați-ne sfatul final. Sfatul final. Dom'le, viața după divorț există, asta am stabilit. Dar foarte important este să înțelegi că nu acolo s-a terminat totul și că de fapt de acolo poate să înceapă totul. Să știți că am văzut oameni care au divorțat, s-au împăcat, au divorțat, s-au împăcat de 5 ori. Ei sunt un caz aparte, dar sunt și persoane care au divorțat și și-au găsit partener de viață, sunt și persoane care au divorțat și au rămas în continuare cu partenerii lor și le-a fost mult mai bine după divorțul respectiv. Și cred că sfatul pe care pot să-l dau este să nu ne fie teamă de divorț în sine, ci să ne fie teamă de ceea ce a creat relația de a mai ajuns să ne gândim la divorț. După ce am divorțat... Și să ne fie teamă și de partaj. Gata, nu mai zic nimic. Nu, de partaj nu trebuie să ne fie teamă, este un must have. E un must have acolo. Dar ulterior, după ce am divorțat, cred că e foarte important să ne gândim ce vrem efectiv să facem și când avem poveri de genul acesta, credite la bancă, copiii, că stai puțin, am asistat astăzi la discuții, o săptămână acolo, o săptămână acolo. Nu e niciun fel de problemă, apropo de tine, Tavi. Există în legislație și există în doctrină ceea ce se numește domiciliu alternativ. Poate să stai și la mamă și la tată. Important este ca relația de după divorț să fie una prielnică și în beneficiul total al copiilor atunci unde există copii. Când nu există copii e foarte simplu. În stânga e în dreapta și s-a terminat toată treaba. Mulțumim frumos! Constantin Adiță. Da, sfatul meu după divorț este ca orice persoană, că e masculin, că e feminin, să nu se închide în ea, să nu se gândească tot timpul, vai, am divorțat, ce zice lumea din jurul meu, pentru că atunci cazi în depresie, trebuie să te gândești că există viață după divorț, să mergi mai departe, să lupți. Eu nu am avut timp să mă gândesc la divorț, pentru că am avut antrenamente și am luptat pentru competițiile care le-am avut în viitor. Deci toată lumea să meargă să socializeze după divorț, există o viață foarte frumoasă. Acum nu toată lumea trebuie să divorțeze, că există viață frumoasă după divorț. Dar eu am avut lucruri frumoase care s-au întâmplat și după divorț și înainte de divorț. Mulțumim. Deci sfatul meu este să socializeze și să meargă mai departe. Mulțumim din suflet. Tavi Colan. Faptul cel mai important este că există viață după divorț. Și dacă divorțezi, poți să ridici capul sus, privirea, să privești mai departe, ai grijă de copii, dacă sunt copii la mijloc, să nu simtă, de exemplu, fiii mei a înțeles să avea pe la 13 ani că noi suntem separați. Adică așa de bine am încercat să nu-i lipsim niciodată lui,
Încât el abia pe la 13 ani a început să ne întrebe: auzi, dar voi de ce stați separat? Voi... Deci, și am explicat și a înțeles și a zis: a, decât să vă certați, mai bine, e ok. Mă rog, asta în cazul meu. Ridicați privirea, cei care divorțați, pentru că există viață și viața nu se termină după un divorț. Și dacă reușiți să vă opriți la o persoană cu care râdeți foarte mult, cu care vă bucurați că e dimineața, îl găsiți lângă voi, cu care aveți poate ocupații comune sau hobby-uri sau plăceri și bucurii pe care amândoi le trăiți, viața după divorț există și e foarte ok. Nu e nicio problemă. Mulțumim frumos, familia Cleante! Nu știu, divorțul este, într-adevăr, este perceput ca un eșec și chiar este și cu siguranță impactează omul când trece prin așa ceva. Dar în momentul în care chiar nu s-a mai putut face nimic și ați ajuns acolo, cred că trebuie să fiți conștienți, exact cum a spus Scarlett O'Hara, tomorrow it's a new day, știi? Și mâine răsare soarele, adică va trebui să găsiți resursele necesare să treceți peste, să luptați, să continuați. Să trăiți, efectiv. Se închide o ușă, se deschid poate altele. Mie, foarte frumos. Emisiunea asta mea, da. Deci există. Stai să spun, că eu spun vezi, pentru că ăsta. Deci emisiunea asta m-a încărcat cu atâta pozitivism că vreau să-ți propun, Matei, păi este să divorțezi. Spune. Nu, mi-a dat seama. Cum să te gândești la așa ceva? Vreau să înființăm clubul doamnelor divorțate și este un business super tare, pentru că trebuie să existe, facem un team building cu ele sau ceva. Nu un team building, ăla e rolul lui Tavi. Deci nu. Noi suntem psihologul concluzii. Matei, e vorba doar despre doamnele divorțate? Nici nu vorbim și despre domni? Adică strict despre doamne? Să fac altcineva pentru domni. Noi facem pentru doamne, doamne, sunt de acord. Îmi place cum Matei, gândesc, da? Sfatul tău de psiholog la final de discuție? Eu n-aș privi divorțul ca pe un eșec. Eu aș privi divorțul ca pe un instrument care mă ajută să gestionez un eșec. Pentru că viața este un șir lung și de eșecuri. Să merg din eșec în eșec până la succes, care poate să fie cu altcineva. De ce nu? Din greșeală în greșeală spre victoria finală, cum se spunea pe vreme. Mie îmi plac vorbele din popor, că eu sunt mai de la țară, așa? Mă retrag la țară, nu mai îmi place viața în București. Am să aminte de o vorbă populară, ci că mama către fică zice: să nu te măriți niciodată pentru bani, să divorțezi pentru bani. Doamne! Dar să terminăm într-o notă pozitivă, da, înțelegi? Da, și ca să nu... educativă, există până foarte mult, că suntem la TVR. Există, da? Viață după divorț. Există. Ai dovada vie, ai avut și pe Skype, ai dovada vie și sunt dovada vie. Ești dovada vie. Eu sper să nu fiu dovada vie. Pentru că deocamdată, împreună cu familia noastră longevivă și eu țin steagul sus, avem 17 ani de căsătorie, vom vedea ce se va mai întâmpla. Bravo. În emisiunea viitoare. Mulțumim tuturor, dragii noștri. Ați fost minunați cu toții, și cei de aici din față și cei de acolo. Mulțumim mult și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ce zici, încheiem cu domnii? Da. Invită-i tu. Încheiem spectaculos cu Cleante Family. Taraful Cleante. După sponsorii emisiunii. După sponsor. Hai vino de mă fură, chiar de mama nu mă arda. Hai vino de mă fură, nu mă lăsa altuia. Că de când te-am văzut îmi bate tare inima. Uno, dos, tres! Toată lumea peste cap, m-ai lăsat cu sufletul sărat. Mama nu te vrea că ești țigan, tata nu te vrea că n-ai un ban, nici nu mai vorbesc cu nimeni. Au, Doamne, de când ai trecut pe strada mea. Hai, nu de mă fură, chiar de mama nu mai da. Hai, nu de mă fură, nu mai da.
azi noapte cum ziceai, că doar eu sunt floarea ta de mai. Și atunci când ai vrut să mă săruți, m-am trezit crezându-ne pierduți.